ziua și bine v-am găsit, dragii mei telespectatori, la emisiunea Monografii Rurale. Am hotărât să pornim la pas prin satele județului și, într-o zi friguroasă, dar însorită de iarnă, unde credeți că am poposit? Am poposit în comuna Aroneanu, unde am fost așteptați de oameni minunați, gospodari ai satului, întreprinzători, primitori și ospitalieri. Rămâneți alături de noi la Monografii Rurale! Suntem alături de domnul primar al comunei Aroneanu, domnul Benoni Moruzi. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar! Bună ziua, bine ați ajuns pe la noi! Aș vrea să ne spuneți așa, care este povestea acestei frumoase comune cu oameni primitori, calzi și buni, care ne-au primit așa cu brațele deschise în mijlocul dumnealor? Povestea pe scurt ar fi astfel cum este deja consemnat în documentele istorice, în sensul că Aron Vodă, după multe răutăți ce a făcut de-a lungul vieții sale, s-a gândit să facă și un lucru bun și a fost această biserică. În preajma acestei biserici, după aia s-a constituit această comunitate aroneană. Îi se mai spunea și biserica din Țarina Iașului, pentru că Iașul cândva s-a întins până aici, inclusiv zona unde suntem acum se numea Moșia Aron Vodă. Dacă în ceea ce privește Aroneanu, istoria este undeva la anii 1540-1400 și ceva atestări vremelnice, da, sunt atestări de la acele vremuri. Cu privire la celelalte sate, Redul Alde este atestat undeva pe la anii 1700 și satul Șorogari, tot în zona anului 1700, iar cel mai nou sat este satul Dorobanț, de la regimentul cu denumirea respectivă. Toți care au fost prin regiment și au vrut să primească un loc de casă, la acea vreme au fost favorizați și au primit locuri de casă în Dorobanț. Fără doar și poate cândva aici erau mai multe păduri, erau mai multă verdeață. Astăzi au făcut obiectul de frișări, au mai rămas ce vedem cu toții, dar avem suficientă verdeață pentru că suntem într-o zonă cu 400 și ceva de hectare de păduri, avem în jur de 100 de hectare de lacuri. Frumusețea locului o descoperim numai dacă ne propunem să ajungem la Aroneanu. Deci Aroneanu nu poate fi descoperit mergând la Lețcani sau mergând undeva, oriunde. Deci trebuie să ajungi la Aroneanu, să te întorci la Aroneanu. Deci acest aspect de fundac, ca să-i spun așa, are o parte bună sub aspectul calității oamenilor, pentru că de regulă suntem noi între noi și dacă se întâmplă ceva, cam știm cine poate să facă o greșeală. Este și un deficit în sensul că nu te poți dezvolta de o manieră explozivă, fiind situat într-o de o astfel de manieră, având situația de aici, cu acest drum care duce și întoarce. Foarte frumoasă povestea trecutului comunei Aroneanu. Haideți să revenim acum în actualitate. Care sunt proiectele dumneavoastră de astăzi? Ce se petrece acum în comuna Aroneanu? Ar trebui să fac o recapitulare ca să ajungem la ceea ce este astăzi. Sunt primar la al treilea mandat. Am avut șansa ca în celelalte două mandate să accesăm și să implementăm niște proiecte fără de care ne era foarte greu. Și mă refer aici la școli, la care am reușit să le așezăm de așa natură încât să nu mai avem acel grup sanitar în curte. Avem clădirile toate modernizate sau chiar noi. S-au continuat cu alimentarea cu apă, pentru că era foarte greu, apa, în zona Aroneanu apa nu este potabilă și atunci acest deficit de apă de calitate crea probleme. Astăzi suntem în situația ca toate cele patru sate să aibă alimentare cu apă. Suntem în situația de a avea două sate conectate la satul reședință de comună prin asfalt, rămânând încă un sat Șorogari la care urmează să facem această conexiune. Avem șansa de a construi baze sportive, avem șansa de a fi construit sală de educație fizică școlară la Dorobanț. În condițiile în care în alte zone și apare problema despăduririi, la noi ne-am pus mintea să împădurim și astăzi putem spune că avem 51 de hectare noi împădurite pe lângă suprafața existentă.
Tot în această perioadă ne-am străduit pentru deținătorii de animale să le asigurăm sursa de alimentare cu apă, în așa fel încât să nu mai dureze 3 ore să vii cu animalul la adăpat, 3 ore să duci înapoi pe pășune. Și astăzi această problemă este la modul automatizat, în sensul că o pompă duce apa în zonele în care animalele acum pășunează sau pășunează în vară. Tot cu privire la investiții, suntem astăzi în situația de a fi finalizat un obiectiv foarte frumos pe care l-ați văzut. Este Biserica din Aroneanu, este un monument istoric, o șansă care ne-a dat-o nouă aronenilor, Aron-Vodă, de a avea acest obiectiv aici. Și cu care ne mândrim și încercăm să-l promovăm de așa manieră încât să devină în viitor apropiat un obiectiv de interes la nivel județean și național. La toate acestea se adaugă lucrările la care încă mai facem treabă și aici este acest centru de zi vis-a-vis de școală unde vom primi 15 copii. Este un mic parculeț în fața școlii la care am abandonat lucrările pentru că vrem să facem o modificare de proiect în așa fel încât să facem niște eficientizare a cheltuielilor. Am ajuns la concluzia că ne costa pavajul, am vrut să facem cu pavaj din granit și costa pavajul cât parcul și atunci o să facem pavaj din beton care se găsește în comerț și să reducem acele cheltuieli. Tot la capitolul investiții în derulare suntem cu canalizarea în 3 sate, lucrăm din cele 4 sate, în 3 sate lucrăm la canalizare. Ne-ar fi trebuit undeva în jur de 2 miliarde ca să dăm în funcțiune, vorbim în bani vechi, 200 de mii de lei noi, ca să dăm în funcțiune canalizarea astăzi, dar din păcate Ministerul Dezvoltării pe sfârșit de an n-a mai alocat acești bani, dar sperăm cu prioritate la anul să reușim să dăm drumul la Aroneanu neapărat, urmând ca Dorobanț și Orogari în viitorul apropiat. Tot la investiții în derulare sunt extinderile de curent electric în zonele la care noi am concesionat în vederea construirii de locuințe, undeva în Șorogari. Și tot la făcute ar mai merita pus, zic eu, aceste lucrări de întreținere prin pietruirea drumurilor, pentru că astăzi se poate ieși din orice curte, oricine, cu o mașină și să învârte roata, să nu rămână roata în acele noroaie care erau cândva. Bineînțeles, aș putea adăuga, și chiar că acestea sunt făcute, cu toate că pe rural au fost acele parcuri mult hulite, putem spune că astăzi aceste două amenajări au rezolvat două zone care erau, într-o parte era o mlaștină și în cealaltă parte un deal pe care mergeau doar vacile și făceau cărări. Și astăzi sunt amenajări peisagistice care așteptăm cu ani să ridice în așa fel încât să cocheteze zona de acolo. Cam astea ar fi lucrările mari, dar vorbim de lucrări. Acum trecând la partea de proiecte, au fost proiecte care nu au necesitat neapărat lucrări, ci lucrări cu copiii. Și aici mă refer la un program after school în care 180 de copii au fost baza acestui proiect. Prin acest proiect au fost instruiți 2 ani de zile la română, la matematică, limba engleză și tehnologia informației. În așa fel încât au ajuns la concluzia și părinții și cadrele didactice că după acei 2 ani copiii au evoluat și s-a simțit diferența de la an la an. Am vrut să continuăm acest proiect, n-am reușit anul acesta. Ne propunem la anul să alocăm resurse și să vedem de unde rupem ca să alocăm niște resurse să continuăm proiectul și la anul. Dar proiectul vrem să-l continuăm de maniera că vom face pregătire, vom încerca să plătim mai cadrele didactice, mai puțin copii. Acolo erau plătite și cadrele didactice și copiii primeau bursă ca să vină la școală. Chiar în vederea prevenirea abandonului școlar. Bineînțeles că proiecte mărunte au tot fost, de la meșteșuguri cu copiii prin Asociația de Interes Comunitar Aroneanu și terminând cu mici proiecte la solicitarea preoților din comună, a profesorilor, deci nu ducem lipsă de activități. Știu că aveți o acțiune prin care motivați cumva și recompensați elevii premianți. Despre ce este vorba? Suntem la a noua ediție deja. În fiecare an primit 3 din clasă și au fost ani când au plecat și primit 4. Îi premiem printr-o excursie și până acum i-am dus mai peste tot prin țară, începând cu Marea și terminând cu Muntele,
începând cu Maramureșul și terminând cu Bucovina, deci n-au fost zone care să, de regulă, cadrele ce cad de acord unde vor să meargă. După aia găsim resursa financiară, o alocăm din bugetul local și locațiile le stabilesc domniilor. Este o acțiune care am ajuns la concluzia că, din păcate, și o zic din păcate, vor fi cazuri care nu vor avea posibilitatea, nu știu, nici după ce vor termina școala și nici acum n-au părinți posibilitatea să-i trimită în așa fel încât să aibă și o vacanță. Dacă se cumpărau acele bunuri, știu eu, un ghiozdan, o bicicletă sau știu eu ce altceva, o dădea de pământ, se rupea, făcea pană și stătea după aia într-o magazie aruncată. Dar emoțiile și amintirile unei excursii, eu cred că o să rămână veșnice. Așa este. Am discutat despre partea administrativă, iată că și partea educațională a fost adusă în discuție. Ce ne puteți spune despre latura culturală a comunei? Deci, în legătură cu activitățile culturale, fără doar și poate nu ducem lipsă, aici am șansa de a avea oameni în jur care mă ajută și aceste activități le dăm viață de la an la an. Mai puțin anul acesta la Ionuț Romanescu noi am făcut o pauză. Prin Festivalul Ionuț Romanescu noi am hotărât să cinstim un poet român din mediul rural. Bineînțeles, Ionuț Romanescu nu-i din, nu a fost din Aroneanu, e din Voinești, dar am ținut să fie din mediul rural. De ce a ajuns să fie Ionuț Romanescu? Pur și simplu probabil a fost o întâmplare. Ne-am oprit din cerii pe rural la Ionuț Romanescu. Dar am putea adăuga la asta nu numai că el e pe rural, dar a fost prin Aroneanu, cum vorbeam și adineori, pe la bălțile din Aroneanu, dând la pește. Eu vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu pe care ni l-ați acordat. Activități frumoase, deosebite. Mulțumim. Vă doresc sănătate și putere de muncă. Asemenea. Ne aflăm la grupul de acțiune locală Ștefan cel Mare Iași și stăm de vorbă cu domnul Andrei Bobu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit la sediul nostru. Ce înseamnă acest grup de acțiune locală? Grupul de acțiune locală este o asociație, se numește exact Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, care este un parteneriat public-privat și cuprinde 61 de membri. Dintre acești 61, 14 sunt unități administrativ-teritoriale, alese să aibă anumită acoperire și coerență teritorială. Așa cum se vede și din imaginea din spatele nostru, asociația noastră acoperă un teritoriu care începe la nord cu comunele Aroneanu și Golăiești și se termină în județul Vaslui cu orașul Negrești, la sud. Care este scopul acestei asociații? Scopul asociației este de a dezvolta acest teritoriu acoperit de cele 14 comunități rurale printr-o abordare de jos în sus, cum se folosește termenul. Aceasta înseamnă că noi preluăm nevoile de dezvoltare ale fiecărei comunități, le integrăm într-o strategie coerentă la nivelul întregului teritoriu și apoi aplicăm cu această strategie pentru a fi finanțată. În perioada 2013-2015 am avut un proiect de această natură implementat, un proiect finanțat de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, AFIR, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ce s-a realizat la nivelul Comunei Aroneanu? Da, din totalul bugetului proiectului, care a fost de 2.850.000 de euro, la nivelul comunei Aroneanu a revenit o parte din această finanțare de aproximativ 500.000 de euro. Finanțarea a venit prin proiecte pe care beneficiarii din acest teritoriu, din comună, când ne referim la Aroneanu, beneficiarii, cum spuneam, au aplicat cu proiecte la noi și au fost finanțați și le-au implementat cu succes. Ca să menționăm proiectele din comuna Aroneanu, putem spune că am avut două proiecte de sprijinire a tinerilor fermieri. De asemenea, am avut 6 proiecte de dezvoltare a micro-întreprinderilor din zonă care au activitate în domeniul agricol. Și de asemenea, a fost vorba și de un proiect de dotare a serviciului comunal de gospodărire publică, aplicant, bineînțeles, Consiliul Local Aroneanu. Ce mai urmează? Care sunt planurile dumneavoastră de viitor?
În momentul de față, Gal Ștefan cel Mare este în etapa de demarare a activităților pentru o nouă strategie de dezvoltare locală, similară cu cea despre care am făcut vorbire mai înainte, care de asemenea este deja finanțată de către AFIR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, și prin care încercăm tot așa să creștem teritoriul, beneficiarii, să susținem dezvoltarea economică, socială și a administrației locale din comunele arondate teritoriului nostru. Eu vă mulțumesc pentru aceste informații și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim și noi pentru vizită. Ne aflăm la Căminul Cultural Aronvodă din Aroneanu și stăm de vorbă cu doamna director Teodora Munteanu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Doamna director, cine sunt acești copii minunați din spatele nostru care o să ne danseze atât de frumos astăzi și cine se ocupă de ei? Cine îi pregătește atât de frumos? Cine se ocupă de aceste costume minunate? Copiii sunt elevii școlii Aronvodă din Aroneanu, elevi în clasa a patra. Ansamblul este înființat în urmă cu 3 ani, când copiii erau în clasa a întâi. Dansează jocuri specifice zonei Aroneanu. Domnul instructor pădurarul Emilian se ocupă de tot de ansamblu. Costumele sunt făcute de mine. M-am apucat în urmă cu câțiva ani, când am venit director la Cămin. Dorința mea a fost să am costume populare și să înființez o echipă de dansuri populare. M-am apucat cu câteva fete, elevii pe atunci în clasa a 8-a la școala generală. Am cusut cu ele, ajutat, făceam sâmbăta la Cămin câteva ore de cusături și de aici avem costumele populare pe care copiii astăzi le îmbracă. Unde mergeți cu acești copii minunați, cu ansamblu Stejărelul? Că bănuiesc că vă duceți pe la concursuri, pe la festivaluri și cu siguranță și câștigați pe acolo multe premii. Da, e adevărat. Anul trecut, în luna mai, am fost la concursul Cânt și Joc de Pretutindeni, unde am obținut cupă la a doua ediție. Anul ăsta, în mai, a fost ediția a treia, unde la fel ne-am întors învingători. Iar nu de mult, am fost la școala George Călinescu la festival Cânt și Joc, unde am luat locul întâi la grupa de copii 70 ani. Felicitări pentru toate aceste distincții minunate pe care le-ați obținut și acum o să vă rog să-mi spuneți ce planuri de viitor aveți cu ansamblul Stejărelul, pe unde o să vă mai putem vedea. De 8 martie pregătim pentru mami tot un proiecțel care se numește Un mărțișor pentru mama și organizăm în sala Căminului un spectacol. În vară, în luna mai, în iulie, de zilele comunei, la noi le avem începând cu 20 iulie până pe 27 iulie, o săptămână de activitate plină, unde copiii desfășoară diferite activități, concursuri, concurs de șah, concurs de pescuit, concurs literar. Avem și un festival național de poezie, Ioanid Romanescu, unde de pe 15 mai până pe 27 primim plicuri din țară cu poezii și de la tinerii scriitori. Eu ce să zic, nu pot decât să vă doresc mult succes, putere de muncă, pentru că se pare că într-adevăr urmează o perioadă foarte încărcată de activități și trebuie să vă mențineți la nivelul la care sunteți acum și de ce nu chiar să îl depășiți. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi ne-ați oferit așa un program minunat și aceste informații importante pentru noi și să ne regăsim sănătoși și cu altă ocazie. Vă mulțumesc tare mult! Și noi vă mulțumim și vă așteptăm ori de câte ori noi avem evenimente, așteptăm să fiți alături de noi. Cu mare drag! Ha ha ha!
Am lângă mine doi frumoși și talentați dansatori, membri ai ansamblului Stejărelul, și o să vreau să le smulg așa câteva informații. Bună ziua! Spune-mi, te rog, cum te numești? Mă numesc Bârzu Ilinca și sunt în ansamblu de puțin timp. Îmi place să merg la dansuri și am vrut să merg la dansuri pentru că aici pot să socializez mai mult cu noi mei colegi și și îmi place să dansez dansuri populare. Să înțeleg că ești o membră mai nouă în acest ansamblu. Da. Și te-au primit foarte bine colegii tăi, așa-i? Da, foarte bine. Sunt niște copii tare de treabă, se vede. Într-adevăr, artiștii sunt oameni cu suflet bun și mare. Mă bucur că te-am cunoscut. Acum o să vreau să discut și cu colegul tău. Tu cum te numești? Pușcașul Radu Matei. De ce dansuri? Ai timp să te pregătești? Ai timp și de teme? Ai timp și de repetiții? Am, pentru că uneori la repetiții, unele sunt la ora 8 și altele la ora 1. Și tu ai un program foarte organizat, îți faci temele și ai timp să participi și la pregătirea pentru ansamblu. Spune-mi, te rog, părinții tăi sunt alături de tine, te susțin să devii un mare dansator de muzică populară? Da, îmi spun să continui foarte mult. Să înțeleg că și ei iubesc folclorul românesc. Da. Mă bucur că v-am cunoscut, sunteți niște copii minunați, eu vă doresc succes și să ne mai vedem și cu alte ocazii. Stăm de vorbă cu domnul Paul Munteanu, reprezentant al primăriei, care se ocupă de echipa de mini-fotbal din comuna Aroneanu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit în Aroneanu! Ce înseamnă mini-fotbal? Ce este echipa de mini-fotbal? Ce vârste au membrii acestei echipe și de ce o echipă de mini-fotbal? La mini-fotbalul este fratele mai mic al fotbalului. Practic este un sport nou înființat, este recent recunoscut de Ministerul Tineretului și Sportului, este fotbalul mai mic, în sensul că avem mai puțini jucători, în loc de 11 sunt doar 6, repriza nu se joacă 45 de minute, se joacă 20, terenul mai mic, porțile mai mici, în rest cam același lucru. Deci totul este mini, așa? Totul este un pic mai mic, da. De ce mini-fotbal? Infrastructura astăzi în Aroneanu nu ne permite să avem o echipă la teren mare, deoarece nu avem terenul și ne-am adunat, în urmă cu 4 ani, tinerii de aici din Aroneanu, mergem în Iași, pentru că acolo se desfășoară competiția asta și jucăm în fiecare sâmbătă câte un meci, după care ne oprim la o masă. Și, mă rog, am găsit această soluție pentru a ne petrece timpul liber. Sigur că da, foarte frumos. Vreau să-mi spuneți ce ați obținut cu acest sport, că bănuiesc că participați și la tot felul de competiții și aduceți și cupe pe aici prin comună. Am tras eu așa cu ochiul și am văzut că aveți câteva. Da, avem câteva. Noi, v-am zis, suntem deja în al patrulea an de participare. De două ori, anul trecut și acum doi ani, am reușit să câștigăm competiția care se desfășoară pe parcursul unui an întreg. Mai mult decât atât, participăm la diferite competiții amicale. Una dintre ele se desfășoară chiar la baza sportivă Șorogari, cu ocazia zilelor comunei Aroneanu. Am reușit să o câștigăm și pe aceea anul acesta. Și sperăm pe viitor să adunăm tot mai multe cupe și să le aducem aici în comunitate. Sigur că da, să vă mândriți cu ele. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc și eu și vă mai așteptăm în Aroneanu. Ne aflăm la școala Aron Vodă din Aroneanu și stăm de vorbă cu doamna director Irina Lupu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit în școala noastră! Ne-ați primit așa cu multă căldură și la propriu și la figurat. Noi vrem să vă întrebăm, să ne povestiți cu ce vă lăudați, doamnă, cu ce se laudă această minunată școală. Știu că aveți foarte multe activități și proiecte, dar vreau să ni le spuneți așa și nouă. Dacă ar trebui să vă povestesc tot ceea ce îmi place mie în școala mea, vă țin până mâine. Așa că voi face un mic sumar al activității noastre în ultimii ani. În clădirea pe care o vedeți, în care ați intrat și ați străbătut-o și ați admirat-o, funcționăm de 5 ani de zile, din decembrie 2011. Este un proiect realizat prin Banca Mondială și ne bucurăm de una dintre cele mai frumoase școli din țară și printre singurele care s-au făcut din
din anii de criză până în prezent. La ora actuală, în școala noastră funcționează aproape 400 de elevi, de la grădiniță și până la clasa a 8-a. Toți acești copii au cadre didactice calificate, cea mai mare parte dintre ele au gradul 1 și gradul 2, ca să ne lăudăm că ne perfecționăm permanent. Chiar și în această săptămână, vineri, avem o inspecție specială de gradul 1 de matematică la școala din Dorobanți. Acum să vă spun și câte structuri suntem. Avem 4 structuri, școala aceasta în care sunteți dumneavoastră, școala de la Dorobanți în care funcționează aproape 200 de copii de la grădiniță până la clasa 8-a, o grădiniță cu program în Anroneanu unde sunt aproape 50 de copii și o grădiniță cu program normal la Radio Aldei, la 5 km mai spre est, unde învață doar 12 copii pentru că satul este foarte mic. Cu ce ne lăudăm? Ne lăudăm cu copii foarte frumoși și noi vrem să spunem că sunt și buni. Aproape toți când termină clasa 8-a vor să meargă la liceu, mai merg și la școli profesionale pentru că de anul trecut a apărut bursa de 200 de lei și bineînțeles că ei vor să beneficieze de această bursă. Merg la licee, avem și copii foarte buni care vor totuși licee tehnologice pentru că la sfârșitul studiilor vor să aibă o meserie, dar avem și licee teoretice în palmaresul nostru, chiar și Colegiul Național, Liceul Mihai Eminescu, Vasile Alexandri sau Garabeti Brăileanu. La ce concursuri participăm? De obicei participăm la olimpiade. La olimpiada de română, invariabil în fiecare an merg copiii, nu prea merg la faza națională, dar au poziții deosebite la fazele județene. La educație tehnologică avem un copil care a luat mențiune la faza națională, ne lăudăm cu Popa Diana, care acum câțiva ani s-a prezentat acolo și a fost pe locul 13 din țară și ne-a făcut onoare, a fost primul copil care a participat la Olimpiada Națională din școala noastră. Participăm la Olimpiada de Matematicieni pentru o zi în fiecare an și merg colegele noastre și de la Aroneanu și de la Dorobanți cu copii și mai ales avem o sumedenie de activități extrașcolare pentru că până la urmă vrem să educăm copiii noștri și în spiritul frumosului, nu numai al cărții în mod deosebit. Și atunci participăm la Funda Umană cu asociația Alături de Voi pentru copiii care au SIDA. La lecția universală, în primul rând, am participat cu asociația World Vision. Apoi suntem ocupanții locului întâi pe anul 2016 la campania RORECH. Colectăm deșeuri de toate felurile și copiii s-au obișnuit, merg cu căruța prin sate, adună în ziua X, adună la școală, în spatele școlii, ne întreabă tot timpul oameni din sat de ce le adunăm. Păi vrem să luăm premiul întâi și să știți că în al treilea an am luat locul întâi, că așa este frumos. De asemenea, sunt numeroase concursuri județene la care colegii mei, indiferent că sunt de discipline exacte, matematică, fizică, chimie, dar și religie, istorie, biologie, chiar și geografie, limbi străine, participăm. Noi avem la nivelul școlii și un simpozion, Viața la țară prin ochii de copii, cu două etape, una în februarie și una în ianuarie. Anul trecut școlar a fost deja la a doua ediție, au participat peste 300 de copii cu lucrări din toată țara, de la grădiniță și până la liceu și am dat o grămadă de diplome de participare, de locul întâi nu știam ce lucrare să alegem. De asemenea, au participat și colegi de-ai noștri, cadre didactice, care ne-au trimis lucrări și am editat o broșură cu lucrările dumnealor. Eu am văzut câteva lucrări, este vorba despre niște icoane pe sticlă, despre niște cusături interesante și un ansamblu de dansuri care toate la un loc am înțeles că fac parte dintr-un proiect. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Cine îl coordonează? Cine se ocupă de acele secțiuni de care am aflat eu așa? Da, în prezent este un proiect derulat de Asociația de Interes Comunitar, fondată de cadrele didactice ale școlii noastre în 2008. Acest proiect este al doilea, după ce am avut un proiect de anvergură și mai mare, pe 4 ani de zile, Nădejdea Bisericii Creștine Rămâine pe Mâini Bune, unde erau 7 ateliere de lucru ale copiilor. În prezent sunt doar 4. Un atelier de dans, cred că i-ați văzut pe copiii noștri cât de frumos dansează, acest atelier
este coordonat de doamna Teodora Munteanu, care este referentul cultural al căminului nostru din Aroneanu și de un antrenor deosebit de bun din oraș pe care noi îl iubim de-a dreptul, pentru că la noi în sat vine de 6 ani de zile și face antrenamente cu copiii, noi așa ne numim antrenamente, Emilian Păduraru, cu care copiii participă la foarte multe activități în județ. De asemenea, mai este un atelier de împletituri tradiționale, a cărui meșter este o colegă de-a noastră, Mărioara Lupu, un atelier de podoabe tradiționale din mărgeluțe și un atelier de icoane pe sticlă, coordonat de doamna profesoară Ștefania Negru. Toate aceste 4 activități, când au început, au început cu ajutorul Asociației World Vision acum mulți, mulți ani, ne-au adus meșteri tradiționali recunoscuți. Și colegii mei, împreună cu copiii care erau atunci elevii noștri, au învățat acele meșteșuguri, iar colegele mele au vrut să învețe atât de mult meșteșuguri încât s-au perfecționat și conduc singure atelierele copiilor. Dacă mergeți pe holul școlii, veți vedea peste tot împletituri, pe scări, icoanele copiilor, pe pereți, fie mărgeluțe tradiționale, fie atelierul s-a dezvoltat și au quilling, cusături pe carton, tot felul de împletituri, de te minunezi că niște copii pot să facă asemenea frumuseți. Într-adevăr, la școala Romvodă din Aroneanu se realizează lucruri minunate, pentru care eu nu pot decât să vă felicit și să vă doresc mult succes în continuare și la cât mai multe astfel de activități deosebite pentru copiii noștri dragi. Eu vă mulțumesc tare mult și vă urez tot ce este mai bun! Ne aflăm într-un lăcaș de cult, în Biserica Sfântul Nicolae din Aroneanu și l-am lângă mine pe domnul primar al Comunei Aroneanu, domnul Benoni Moruzi, care, venind pe drum încoace, mi-a împărtășit câteva lucruri minunate despre această biserică. Domnule primar, rugămintea mea este să împărtășiți și telespectatorilor noștri acele frumoase povești din trecut și să ne aduceți ușor, ușor și în prezent cu câteva informații despre Biserica Sfântul Nicolae. Cu mare drag, ne aflăm într-un lăcaș unde avem marea șansă de a avea un astfel de obiectiv, pentru că nu toate comunitățile se pot mândri cu ctitorii vechi. Aici suntem într-un obiectiv început de Lăpușneanu, continuat de Aronvodă și astăzi putem spune că avem norocul de a fi reabilitat prin fonduri europene, în așa fel încât tot ce vedeți aici, tot ce ați văzut de la intrare până aici, cloponiță, ziduri, alei, pietonale, amenajări peisagistice, spațiu de alături, clădirea de 1000 m² construită alături, toate au făcut obiectul acestui proiect. Noutatea, dincolo de importanța istorică, de importanța religioasă a acestui obiectiv, acum mai are și o noutate tehnologică, în sensul că este primul obiectiv monument istoric, adică biserică, care este protejat printr-un sistem antiseismic. Dacă până acum gradul de risc la seism era major, prin această intervenție de aici încolo ar trebui să reziste și până la cutremurile de gradul 7. Ceea ce, bineînțeles, ne dă siguranța și încrederea că vom găsi acest obiectiv și îl vor găsi și alții după noi mulți ani de aici încolo. Într-adevăr, ați făcut un lucru minunat pentru ienoriașii din satul dumneavoastră. Felicitări pentru faptul că vă implicați și în astfel de activități și susțineți și această activitate spirituală. Doamne ajută și să fie bine pentru toată lumea! Ne aflăm în satul Dorobanți, la biserica ce poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, iar alături de mine este părintele Rotaru Dan. Bine v-am găsit, părinte! Bine ați venit în comunitatea noastră! Câteva cuvinte despre această minunată biserică, unde simțim așa forța divină și ne încărcăm sufletește cu bunătate. Ne aflăm în satul Dorobanți, Comuna Aroneanu, și satul Dorobanț este așezat la nord-est de orașul Iași, la o distanță de 7 km. Poartă numele de Dorobanț de la regimentul 13 Dorobanț, unde soldații își desfășurau activitatea de instruire a lor. Actuala biserică a fost zidită între anii 1925 și 1927. Deci satul Dorobanț
care face parte din Comuna Roneanu, alături de satul Aroneanu, Rediu Alde și Șorogar, este cel mai tânăr, am zice. A luat ființă la anul 1905 și construirea bisericii este foarte târzie. A durat construcția vreme de 3 ani de zile, iar în ziua de 8 septembrie 1928 a fost înnosită în vremea păstoririi mitropolitului Pimen Georgescu de către arhiereu vicar Grigore Leu. Primul paroh al acestei parohii a fost Părintele Cotez. Deci la început, satul Dorobanț făcea parte din parohia Roneanul. În anul 1937, ia ființă parohia Roneanul cu satul Dorobanț, Șorogari, din Comuna Roneanu și satul Cuzavodă din Comuna Popricani, peste deal. Până în 1944 a fost păstorită de preotul Coteț Gheorghe. Aici, în 1944, a fost linia frontului și biserica a fost grav avariată. Acoperișul și turla clopotnice a fost dărâmată în întregime. Astfel că locuitorii, în momentul când s-au întors la vetrele lor, au găsit pur și simplu satul dărâmat complet. A urmat apoi Părintele Constantin Tzuchel și s-a ocupat de construcția bisericii prin contribuția credincioșilor din sat, a celor din împrejurim și prin contribuția Mitropoliei Moldovei și al Sucevii. În anul 1951 a fost resfințită în vremea mitropolitului Sebastian Rusan de către protopopul Dumitru Todicescu. Părintele Constantin Tzuchel a păstorit până în anul 1984. Din anul 1984 până în 1995 a păstorit Părintele Lehaci Petru, care se află, slujește actual în Biserica Sfântul Nectarie în Alexandru. Din 1995 până în ziua de astăzi păstoresc eu în această parohie, vreme de 21 de ani mă aflu în această comunitate. Și în acești ani am desfășurat o bogată activitate pastoral-misională și administrativă. În ceea ce privește lucrarea administrativă, se poate vedea lucrările care au fost făcute la biserica din satul Dorobanț, cât și la casa parohială. S-a început cu drenul din jurul bisericii, pentru că biserica era grav, am zice noi, avariată datorită timpului și egrasiei care s-a infiltrat în pereți. Și acel dren făcut în jurul bisericii a absorbit egrasia. Apoi s-a tencuit biserica prin afară în plaf de piatră, apoi s-a purces la lucrările interioare, s-a decapat până la cărămidă, calota a fost dată în întregime jos, vedeți și stilul bisericii este un stil moldovenesc simplu, încât nauză și pronauză formează un întreg, iar deasupra pridvorului se află clopotnița în formă pătrată, fără alte motive, fără alte construcții, de alte forme. Și calota este în formă semicirculară din lemn. Pereții sunt din cărămidă, iar fundația este din piatră. S-a executat apoi lucrarea de tencuială în frescă și apoi pictura în tehnica fresco. Am mai lucrat la casa parazicală, care se poate vedea în jurul bisericii, gardurile din jurul bisericii. S-a renovat în întregime casa parohială, prin interior și exterior, cu ajutorul primăriei. Și această muncă a fost încununată în anul 2013, în ziua de 20 octombrie, prin sfințirea ei de către înalt preasfințitul Teofan, împreună cu preasfințitul Inocentie din Burundi și Ruanda. Lângă mine se află domnul antrenor emerit Lazariu Chioan de la baza nautică Dorobanț. Domnule antrenor, câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră. Activitatea mea este legată de această bază, proprietatea Federației Române de Canotaj
Ce aș putea să vă spun, această bază, înființată în anul 1983 și până în prezent, a fost un izvor de campioni mondiali, atât la juniori cât și la seniori, medaliați la Olimpiadă chiar anul acesta, sportivă plecată din această bază, Petrila Mihaela a fost medaliată cu bronz la Olimpiada de la Rio. În această bază, an de an, sunt centre olimpice de canotaj, atât la fete cât și la băieți, echipe naționale de juniori. Doi, o fabrică de campioni, cum spunem noi. Este o bază la care ținem foarte mult și vedeți, dacă sunteți puțin mai atenți, zi de zi baza se dezvoltă grație fondurilor asigurate de Ministerul Tineretului și Sport și implicit Federația Română de Canotaj, și după mine este un simbol al Comunei Aroneanu. Această bază o face renumită atât în țară cât și în străinătate, ținând cont că aici au loc și competiții internaționale. Cel mai bun exemplu este Balcaniada de canotaj, care a avut loc anul trecut, ne-au participat majoritatea țărilor care ne înconjoară. Activitate frumoasă, rezultate frumoase, mult succes în continuare și să ne revedem cu bine! Să ne revedem după cealaltă olimpiadă, unde sperăm să mai avem sportivi tot crescuți în această bază și care va duce și renumele de Comuna Aroneanu, unde este baza aceasta, care este singura bază sportivă unde se pot face concursuri pe șase culoare la noi în țară. Doamnelor și domnilor, dragi telespectatori, mi-aș dori să vă pot transmite dincolo de ecran ceea ce simt eu aici, parfumul și miresmele învietoare ale acestei mese bogate, îmbelșugate, pregătite de această doamnă mărunțică de lângă mine, cu mare drag și cu iubire și cu ospitalitate, așa cum sunt toți locuitorii de aici, de la Aroneanu. Așa am fost primis de la început și până la final. Este o minunăție aici la noi. Spuneți-mi, vă rog, doamnă, cum vă numiți? Covliuc Magdalena. Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumim pentru... Bine v-am găsit, am venit să știți cu mare drag și mă bucur că ne-ați întâmpinat cu atâtea minunății. Spuneți-ne ce ați pregătit aici pentru telespectatorii noștri. Ce am pregătit? Turte nădușite, așa se cheamă la noi, negreasă, tartină, plăcintă cu măr, plăcintă cu bostan, cu nucă. Văd aici un cozonăcel. Un cozonăcel de post. Toate sunt de post, pentru că noi ne aflăm acum, așa este, în perioada de post al Sfintei Sărbători de Crăciun și atunci nu ispitim telespectatorii cu bucate cu carne, dar îi ispitim cu aceste minunate și sărmăluțe de post, arată extraordinar. Ce ați pus în sarmale? Ia să ne descrieți așa pentru telespectatorii noștri o rețetă. Ce am pus? Ceapă, zarzavat și proaspăt și de la borcan, orez, verdeață, cam astea. Și amestecat bine, bine și să iasă gustul bun. Bulion, da, cam astea. Turtele sunt coapte pe plită? Am în ceaun așa și să nădușite. Pun capacul. A, de asta da, le spune da, nădușite, da, am turte înțeles. Turte nădușite, da. Foarte frumos, este extraordinar tot ceea ce ați pregătit pentru noi aici. Ce avem aici? Nu mi-ați spus. Aici e plăcintă cu bostan și plăcintă cu nucă. Foarte. Dincoace e numai cu măr. Să... Post. Ei, am discutat despre aceste bucate, unele calde, altele pregătite așa pentru a fi servite acum în mod direct și alături avem aici niște borcănașe cu conserve. Ni s-a alăturat doamna... Ciriac Olga. Care le-a pregătit cu mare drag. Vă rog să ne spuneți ce avem aici. O zacuscă de vinete, o zacuscă de gogoșar, zacuscă de ghebe, salată de sfeclă cu hrean, magiun, dulceață de ardei iuț, dulceață de cireș amare, de afine, de trandafir, de caise, de ardei iute și o salată de crudități.
Știm că acum este așa o modă să consumăm hrană bio, sănătoasă. De unde ați folosit materia primă pentru aceste conserve? Comunitate. Deci producția mea și din comunitate. Deci producție proprie. Da, 80%. Să spunem, afine am cumpărat astea, nu avem noi o recoltă. Ghebile la fel sunt cumpărate. Le-am luat de la Sinaia, Iași n-am găsit. Am mers până la Sinaia după ghebi. Și cam asta. Deci în afara faptului că sunt extraordinar de aspectoase, sunt și foarte sănătoase, sunt produse bio, eco, pregătite cu mare grijă de dumneavoastră. Dumneavoastră, ce produse ați folosit pentru minunățiile acestea de bucate? Făină, un pic de zahăr, drojdie și tot am folosit cu suflet. Da, ca să iasă bine. Da. Asta este foarte important. Și cu răbdare, da. Și cu dragoste, da, exact, da, cum ați spus. Da. Dragi telespectatori, noi cred că o să gustăm așa din aceste minunate... Vă mulțumim tare mult. Să gustați din toate. Și o să vă povestim cum a fost această masă îmbelșugată aici la Aroneanu. Dragii mei telespectatori, iată că plimbarea noastră, micuța noastră incursiune în inima comunei Aroneanu s-a apropiat de final. A fost o zi minunată petrecută alături de oameni deosebiți de la care am avut foarte multe lucruri de învățat. Până data viitoare, până la o următoare monografie rurală, eu vă urez să fiți sănătoși, fericiți și să ne regăsim cu zâmbetul pe buze.